uita. Salutare, oameni buni! Astăzi sunt cu un nou coechipier. Pune salut la oameni. Salut. Așa. Am venit la detecție împreună și a luat bicicleta cu ea. A zis, băi, tati, îmi iau bicicleta. Și am zis, ia-ți-o, mă. Le băgăm în pădure. Să văd cum se plimbă cu bicicleta. Știți ce o să întrebe mai târziu? Că știu de la mama. O să spună, tati, te rog frumos, scară bicicleta, ia-mă în brațe că am obosit. Dar nu du departe. Un 10 minute maxim. Ceva de genul mai mult, nu. Că după avem probleme. Da, tata, le luăm, le strângem. Avem un semnal aici, vreau să stau pe ea. Stai, mă, tati, că săpăm acum. Stai să poate să pună la telefon, să mă uit aici în iarba asta, dacă stă. Stă puțin, hai. Stă puțin, puțin. Trebuie să o las, că mă ceartă. Dă-l, tati. Dă-l, tati. O monedă! Prima găsire a ta, felicitări! Ce monedă, ia de la tati! Ia uitați, oameni buni! Prima moneduță! Nici nu ne-am apucat bine! 25 de bani! Foarte tare! Moneduța cu tractorul! Aici era, nu era tata! Te bucur că am găsit o monedă amândoi? Bravo, mă! Da, am noroc cu bebelușul. Dă mai departe. Mai săpăm, dar să mai găsim un loc unde țipă detectorul. Așa, tati, aici jos. Filmez, ia mânța de pe cameră. Sunt cu un nou cameraman mic. Așa, fii așa, da? Și tati filmează, să vedem ce găsim. Așa, să ține acolo, bravo. Ține acolo, că avem un semnal. Tati mai verifică. Așa, tu ții jos. Și pe aici ceva, da. Stai să mai vedem unde. Că l-am scos, cred că. Nu ai scos. Aici. Bă, faci tare. Da. E aici. Stai. Stai să vedem ce e. E aici, în asta. Tu filmează frumos așa acolo. A, nu mai pot mai țin. Stai că imediat. E aici ceva, stai să vedem ce e. Stai că poate mai găsim o monedă, tati. Poate e asta. Nu e. Nu e, nu e, stai, stai, filmează palmele, tati. Ba, da, e ceva în palmele, tati, aici. A, uite ce era. A! Un glonț! Stop, stop, hai că nu mai poți, tu nu poți filma. Haideți că o să filmez de cât eu, să vedem cum facem. Nu găsit. Un glonț. Frumos. Un vârf, da, de glonț. Da, găsim aici. Hai de partea asta să vedem. Păi găsim, tati, decât dacă e semnal. Nu ți-e cald? Mamă, ce cald e. Nu. O să urcăm acolo până sus la pădure, dar să nu spui după aia să te iau în brațe, da? Mergi și tu pe picioare, da. Dacă vrei în brațe, ai, te iau în brațe. Sau mă bat cu tine pe aici, pe pădure. Hai, că mai dăm mai departe. Revenim. Avem un semnal aici. Ia. Ține-l în brațe. Lasă, căută tati aici. Ce? Stai că spune tata când. Ia, de la tati. E îngropat aici. Noi acum îl căutăm. Să vedem ce papuci aici. Mai dăm, mai dăm. Dacă ba da, ba da. E îngropat. Ba da, ba da. Cred că e mai jos. Să știți că e foarte greu cu bebelușul ăsta. Am găsit, i-auzi. A, ba nu. E o piatră, am găsit ceva metalic, dar nu. E piatră. O pisicică mică acolo. Aici e pietriș acum. Uite. Am găsit. A, așa o să pun una. Wow. Nu eu. A, e din aia, oameni buni, de bocanci.
Cred că. Da, da. Ce puiul? Mai e un aici. Mai e ceva acolo? Mai e o monedă. Ia uite ce tare. Asta se punea pe Adidas, tata. Se punea. Ce se punea? O puneau pe talpă. Așa, să n-alunece iarna. Foarte tare. Tata, mai e ceva. Uite, aici. Tata, e rădăcină, iubito, ia. Ia mânuța. Nu de la rădăcină. Aici. Ia mânuța, te rog, tata. Iei mânuța? Acolo. Stai puțin. Ba, da, a zis da, da, da. N-a zis da, gata, nu mai. Da, tata, uite. Reveni. Tata, e glonț. Da, un vârf de glonț. Încă un vârf de glonț aici. Tot e. Foarte tare. Tot e. Stai să vadă, tati. Să-mi bag lopata la spinare. Ține tu lopata, te rog, tati, puțin. Okay. Până mai dă, tati, puțin pe aici și după aia o ia, tati, da? Da, pe Alex l-am luat-o astăzi că a fost ieri puțin răcită. A fost ziua, ai făcut și-a 9 anișori. Și aici avem un semnal. Opa. Haideți că revin după aia, că mi-e foarte greu să filmez. Stai bine, reflec, acum vedem ce aici. Vedem să fie îngropat, să nu fie în frunze. Nu e, nu e acolo, nu. Cred că a fost o sârmă, ceva? Da, e o sârmă. Și am dat-o la o parte. Acolo, o să merg cu ea până acolo. Dar v-am zis, sper să nu mă pună să iau în brațe, că deja mi-e cald de mor. V-am zis că eu-s rău de căldură. Și azi e destul de cald. Ți-e cald, bebeluș? Nu. Vrei să bei apă? Care tata? Apă la ghiozdan? Da. Hai, pauză de apă. Imediat revenim. Hai. Încă unul. Deci, noroc de tine. Prada de azi, noroc cu tati, da. Tata. Deci, de mult. Bă, tu ești copil norocos, mă. Ești un copil norocos, mulțumesc. Am găsit deja trei glonțulețe, moneduța, asta, wow. Și nu suntem de mult, suntem de o jumătate de oră maxim. Bebeluș, ai noroc tu cu tati la detecte. O să ne vezi, tati, că mai crești tot despre pădure. Că încă învăț și citesc. Sunt ghinde, tati. Ghinde de la stejar. Dorea mănâncă veverița. Revenim. Încă o dată. Al patrulea. Ți-am zis că aici era. Ai știut? Felicitări. Și, da, tati. Și bine că se apam aici. Da. Aici al patrulea. Îi dăm mai departe. E o zonă de blanță acolo. Bine, de știut. Când ai ce găsi, venim aici. Ți-am zis. Da. Vineți cu o mână. L-am semnat aici. Nu m-aș mira să fie tot un glonțuleț. Wow, e greu, greu rău cu mâna. E norocoasă, tati, da, cu tati, 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 noroc cu tine la detecție. Orice găsim nu contează, important e, tati, că ieșim în natură, amândoi. Da. Ieșim amândoi în natură și ne simțim bine aici. Vezi de frumos e natură? Haide să mai vedem. Trebuie să dea tati lopata mai așa că poate vede. Vezi gangele! Stai. Vezi că poate le vede. Ia aici. A. L-am scos. Ia. Nu, stai așa. O să-l iau? Fă așa ușor. Uite, când se face așa, uite, pui detectorul așa și dai la mână. Stai să vedem. Dar dă-te mai acolo, că mai sunt niște furnici pe acolo și te ciup. Să nu te ciupă, tati. Stai, că am pierdut ținta. Ia, pune la... Stai. Nu e aici. Stai, că nu își dă tati seama. Stai norocosule, că e pe aici. Nu-mi dau seama ce e undeva aici la vedere. Ce e asta? Piatră.
așa. Dar ne mai uităm și în jur de, de un cățel, de un ceva. E bine. Stai, dă-te la parte. Pa! Stai aici, aici. Revenim, mami, bun, că nu pot. Nu aici. Pot să filmez, nu pot să fac nimic. Stai, tati. Încă un vârfuleț. Da, vă nu vă spun ce am căutat după el. Din dreapta în stânga s-a mutat de asemenea la acolo. L-am mutat la, da. Nu mai pot de cald. M-au cam capsat și niște. Te-au mușcat furnicile și pe tine? Și pe tati le-au mușcat. Hai, să dăm înainte. Așa, tati, așa, asta e. Ne facem puternici. Ce frumoasă e pădurea. Ca ori tata pe și tu, nu? Dar este altfel de vârf. Nu e ca celelalte. E mai mare, mai gras. Aici. M-am spus că am probleme cu căldura. Sunt o fie de căldură, ca câinele. Copilul ăsta n-are nimica și a băut puțină apă doar. Dezgropare! Te pupă, dar mi-e dor de tine. Vrei să te iau în brațe până la mașină? Obosiști? Urcat în vârful ăsta de deal? Da. Și te-a dat din brațe? Da. Ce v-am spus, oameni buni? Să văd cum urc și cu detector și cu lopată și cu iar cum cobor. Revenim. Ce pădure frumoasă, vezi? Auzi păsărelele. Păsărelele, auzi de tati, superb. Câtă liniște și pace. Da, revenim, stai-te eu. Ce la patru? Exact ce vă spuneam. Mi-am pus detectorul aici, lopata aici. Mi-a zis, tati, am urcat prea mult. Acum du-mă la... Mă oprește și râsul. Du-mă la foale. Hai de capul. Ce grea ești, tata. Ce ai mâncat azi? Nu. Nu știi? Înghețată. Înghețată? Hai de capul. Ce grea ești, da, înghețată. Uite, mai și coborâm pe aici. Nu mi-era destul de cald, știți? Și de asta am zis să... să fie... Auzi, tati, ce mă distrez, au crezut că glumește atunci. Da, mergem ușor, așa către mașină. A, mai călat eu. Sper că 10 minute nu mi-o fi greu, cam așa stăm de mașină. A dormit? Păi ce faci acolo? Stă cu bărba. Ce grea, nu știu să-mi lopata. Da, a fost o zi bunicică. Am mai găsit o moneduță, am uitat să vă arăt una din aia găurită. Nu știu de cât e, cred că după 50 și ceva. Șefu, să nu te bagi și la somn. Să nu mi-e cald de mor. Da, asta e când vii copii în pădure, îți asumi. Dar mâna deja de nu mai pot. Haideți că revin după aia, că mi-e greu să-și filmez. Am ajuns și jos într-un sfârșit. Am călat vreo 10 minute, nu mai pot de mână, deci mâna asta nu mai simte. E grea. Oameni buni, mulțumim că vă uitați la noi. Nu-mi pare că n-au să vă arătați decât moneduțe aia și niște fiare. Revenim. Doamne ajută să ne vedem cu bine, sănătoși. Sănătate la toată lumea. Doamne ajută.